Bine i-am regăsit pe cititorii portalului Lutuș Online, de fapt singurul site, portal de știri din orașul Lutuș, portal care pune la dispoziția candidaților pentru alegerile din 2020, alegerile locale, iată un interviu de prezentare. Dacă până acum am avut parte de interviuri de prezentare a câtorva dintre candidați, iată astăzi este prezent aici la noi la Lutuș Online actualul primar al orașului Cristian Moldovan, dar și candidat din partea Partidului Social Democrat la această funcție de primar a orașului Lutuș. Reamintim că domnul Cristian Moldovan are deja 2 mandate de primar, așa că foarte mulți dintre dumneavoastră îi cunoașteți în primul rând activitatea, dar poate îl cunoașteți mai puțin personal și atunci noi ne vom rezerva acest drept de a-l face cunoscut pentru cei care, iată, poate au venit din străinătate, poate au venit din alte orașe să locuiască la noi în Lutuș. Și atunci am să încep cu întrebarea pe care o adresez tuturor candidaților. Domnule Cristian Moldovan, ce v-a determinat să intrați în viața politică? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și această oportunitate. Ne-am adresat în primul rând lutușenilor în această campanie electorală. Am făcut-o pe mai multe căi și sper că aceasta să fie una suplimentară și binevenită și apreciată de către lutușeni, pentru că cu toții, dacă dorim ca să hotărâm viitorul acestui oraș, trebuie să ne prezentăm în fața lutușenilor, să avem, să ne spunem ideile și, bineînțeles, lutușenii, în funcție de asta, să decidă. Sincer, eu sunt, din punctul meu de vedere, mai sau nu foarte apropiat de politică, sau ce înseamnă politică. Am considerat că trebuie să intru în politică pentru că vreau să fac ceva pentru orașul nostru. Eu vin din privat, din administrație privată. Le spuneam că sunt astăzi în administrația publică locală mai mult legat de partea administrativă decât legat de partea politică. Eu cred că la nivelul orașului nostru și nu numai la nivelul orașului nostru, eu cred că în orice localitate, în primul rând, avem nevoie de administratori buni pentru ca locațiile noastre să crească, ca locațiile noastre să se dezvolte. Politica o fac cei, după părerea mea, o fac cei de la nivel înalt, politica se face centrală. Bineînțeles că această politică centrală ajunge și la noi, locală, dar de aceea și mă aflu într-un partid politic, pentru că un administrator al unei localități nu poate, sau poate foarte greu, să ajungă, în primul rând, administrator sau primar în localitate și după aceea să primească și fonduri de la totuși oamenii politici care conduc orice țară în folosul comunității. De aceea am decis să intru în politică în urmă cu ceva ani. Mulți puțin o să discutăm și de probabil despre problema asta, dar ceea ce vreau să vă spun este că orice, după părerea mea, orice conducător local, orice primar, trebuie să aparțină unui partid politic, în primul rând, după cum spuneam, pentru a ajunge pe acest post și după aceea pentru a primi fondurile necesare pentru dezvoltarea localității. Dacă tot am vorbit puțin și de viața politică și spuneați că e obligatoriu ca aceste două să se întrepătrundă, politica și primirea de fonduri, când ați făcut pasul de a intra în viața politică? Eu îmi aminte că după alegerile locale în 2008 am fost contactat să intru în politică. Am refuzat în primă instanță, după aceea m-am gândit mai bine, m-am consultat, bineînțeles, cu familia, pentru că era un pas important și de obicei facem acest lucru, deci în viața mea tot ce am realizat, am realizat cu familia în ora respectivă și am considerat că trebuie în continuare să întreb familia. Oricum a fost o decizie importantă care afecta, eram convins de acest lucru, afecta și viața de familie personală. Ca atare am luat o decizie comună la vremea respectivă, împreună cu soția mea și nu numai cu ea, împreună probabil și cu părinții, în anumită măsură.
și am ajuns să intru în politică cu gândul la administrație. Deci cu gândul la ce spuneam mai înainte, adică cu gândul să demonstrez și să fac ceva pentru orașul nostru, mai mult decât s-a făcut până atunci. Credeam cu tărie la vremea respectivă că se pot face lucruri mult mai multe pentru administrarea sau în administrarea în oraș, pentru dezvoltarea orașului, pentru creșterea bunăstării oamenilor și cred că parțial am demonstrat acest lucru, chiar dacă am și eu anumite nemulțumiri de cum se atrag fonduri, anumite nemulțumiri de ceea ce puteam să fac la un moment dat pentru orașul nostru, dar în mare deciziile care am luat, politice, administrative, de echipă, eu cred că au fost unele bune care s-au reflectat în frumusețarea și în dezvoltarea orașului. În primul mandat ați fost candidat al unei alianțe electorale. În cel de-al doilea mandat ați fost al unui partid politic. De când sunteți candidat al Partidului Social Democrat pentru primăria și Consiliul Local al orașului Luduș? Deci, având în vedere că în 2012 am candidat din partea unei alianțe politice care compunea și Partidul Social Democrat, ca atare pot să spun că sunt candidat al Partidului Social Democrat în 2012 sau și al Partidului Social Democrat în 2012. În 2016 deja am candidat pe Partidul Social Democrat fără alianță, lucru care s-a întâmplat și care s-a întâmplat și acum în 2020. Deci cam asta a fost parcursul. Ca atare o să vedem dacă pe viitor vom face alianțe politice. Deocamdată decizia a fost nu a mea personală, cât a biroului politic local, pentru că am avut propuneri în mai multe direcții de a face alianțe locale, dar am considerat că trebuie să mergem pe simplu pe Partidul Social Democrat, pentru că am făcut prin echipa cu care am condus la primărie, am demonstrat că putem face și singuri pentru orașul nostru multe lucruri bune. Un pic alianța este riscantă. De ce spun acest lucru? Pentru că viziunile pot fi diferite și apar în momentul acesta, în momentul acela, apar contradicții. Contradicții de păreri, contradicții de doctrină, contradicții de idei, care de multe ori nu neapărat că sunt, că bineînțeles că nu ne dorim să avem o gândire sau aceeași gândire cu toată lumea, că din potrivă o gândire diferită poate să atragă multe avantaje, dar totuși când se iei decizii sau când decizia este în mai multe părți, am văzut de multe ori în viață că nu se pot lua deciziile cele mai bune. Am înțeles. O întrebare care este cât se poate de normal în contextul în care la primele trei întrebări actualul primar Cristian Moldovan ne-a răspuns. De ce candidați, domnule Moldovan Ian Cristian? Dar aici avem foarte multe de povestit de ce candidez. În 2012 am zis că voi candida pentru un singur mandat, înțeles cu familia, fiind cu soția mea, pentru un singur mandat și am zis că e suficient pentru că vom da un trend sau voi da un trend de dezvoltare orașului, un trend de urmat, un trend pozitiv și după aceea mă voi retrage înapoi la firmă să-mi văd de activitatea și acolo ar fi suficientă. Și uitați că sunt deja la al treilea mandat și probabil nu ultimul, pentru că acum nu mai zic că mă opresc nicăieri și niciunde. Probabil duducenii vor decide când mă vor opri. Așa gândesc cel puțin acum. Principalul lucru pentru care candidez este faptul de a duce mai departe proiectele pe care le-am început. Sunt proiecte multe, atât pe fonduri guvernamentale, cât mai ales pe fonduri europene. Am reușit să formez o echipă la primărie, o echipă dedicată și o echipă care deja a confirmat performanța, pentru că suntem orașul care a fost dat exemplu în întâlnirile ADL Centru.
am fost dat exemplu pentru atâtea și alte proiecte care nu numai că le-am scris, dar și au fost foarte bine scrise. Au fost, s-au sfârșit rezultatele din 8 proiecte, am deja semnat 6. Am pierdut 2 proiecte, unul definitiv, să zic, de reabilitare a sediului primăriei și a secției de pediatrie, dar și acolo consider că și astăzi, deci am făcut testație și am trecut și în faza asta, consider că am fost detectați incorrect. Acum suntem în perioada de contestație și probabil vom ajunge în litigiu pentru respingerea proiectului de reabilitare și extindere a liceului tehnologic. Dar nu ne lăsăm aici, pentru că aceste proiecte, bineînțeles, chiar dacă au fost în primă fază respinse, vom continua să le depunem în exercițiul financiar următor, care începe peste un an de zile al Comunității Europene și nu numai al Comunității Europene, pentru că avem o experiență clară și pe domeniul fondurilor guvernamentale. Știm ce am de făcut și ca atare eu zic că putem face lucruri importante pentru Lutușeni. Perioada de început a fost, a mea a fost probabil ca oricărui primar sau oricărui om pus pe o funcție nouă, o perioadă de acomodare, o perioadă în care s-au pierdut niște oportunități, dar eu cred că din anul al treilea, mai ales, am reușit să atragem investiții serioase pentru oraș și, drept urmare, s-au văzut, pentru că, fără să fiu acuzat de lipsă de modestie, pot să spun că în ultimii ani, în ultimii puțini ani s-au investit în orașul Cluj mai mulți ca în 30 de ani de la Revoluție încoace și nu vrem să ne oprim aici. Consider că avem o echipă bună care poate să facă lucruri bune în viitor. Deci, în primul rând pentru asta și nu numai, pentru că dezvoltarea orașului pentru mine personal nu este suficientă, deci trebuie să avem un oraș frumos, trebuie să avem un oraș în care avem condiții de viață bune, adică să avem o educație bună, să avem o sănătate bună, ca atare trebuie să investim în continuare educație, să avem în spitalul orășenesc, trebuie să avem cultură la standarde, trebuie să avem sport și condiții la standarde, dar pentru mine cel mai important lucru este bunăstarea oamenilor și aici vreau să mă axez în principal. Astea sunt numai niște chestiuni adiacente. Vreau să creștem bunăstarea lutușenilor prin echipa cu care am reușit să o formez în primărie, cu echipa care o propun astăzi spre a fi votată în alegerile locale din partea echipei de consilier local, din partea Partidului Social Democrat. Eu cred că cu aceste două echipe și cu experiența care vin din urmă, putem face multe lucruri pentru lutușeni, în primul rând. Nu neapărat că nu sunt importante pentru Luduș, dar pentru lutușenii sunt cel mai important, pentru că lutușenii sunt ființe care trebuie să simtă cel mai mult dezvoltarea orașului nostru, ca atare trebuie care să le întunească pe toate. Zic eu că trebuie să asigur prin politicile mele o dezvoltare echilibrată și o creștere a bunăstării populației lutușene de la an la an. Adică trebuie să fie una constantă, una care să fie recunoscută și care de la an la an să fie de nerecunoscut, dacă aș putea să spun așa, de fiecare lutușen. E în regulă, să trecem mai departe, domnule candidat moldovan Cristian. Ei bine, întrebarea nu neapărat pentru lutușeni, întrebarea pentru cei care, știu eu, s-au gândit să se reîntoarcă în orașul nostru, deoarece chiar dumneavoastră într-un interviu acordat presei locale spuneați la un moment dat că ar fi bine ca lutușenii să se întoarcă acasă, fiindcă au oportunități. Câteva cuvinte despre dumneavoastră, pentru cei care nu vă cunosc, pentru cei care au plecat din Luduș să muncească în alte orașe, chiar în străinătate. Faceți-ne, vă rog, un scurt CV al dumneavoastră, deși cred că prea mult nu s-a modificat, cel puțin pentru lutușeni, în ultimii 8 ani. Da, eu am terminat școala în Luduș, într-un liceu industrial la vremea respectivă, în 1989, după care am urmat cursurile facultății Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport. Era
era singura facultate de sport la vremea respectivă din țară și a fost o competiție a CERN acolo, pentru că erau 100 de locuri pentru toată țara. Și am făcut eforturi foarte mari atunci pentru a intra la sport. Am terminat facultatea de sport, după care am făcut stagiu militar de 6 luni. Iar după aceea, sau pe tot parcursul acesta, am intrat și în afaceri, pentru că eu am terminat în 94 facultatea, dar prima firmă am deschis-o în 91 și bineînțeles că am avut și noroc, atunci oportunitățile erau mult mai mari și afacerile se puteau face chiar cu cunoștințe mai mici. Am reușit, să spun așa, am reușit și în afaceri. Și de acolo am reușit ca la finalul, înainte de a intra în primărie, să am o firmă, zic eu, destul de importantă la nivelul orașului nostru, cu peste 100 de angajați și cu multe contribuții plătite la zi la stat. Am intrat în politică cu același gând, am făcut o scurtă prezentare acum, am intrat politică cu același gând pentru că eu cred că pe Ludușeni interesează mai ales partea de când am intrat politică și mă ocup de oraș. Deci am intrat politică, după cum am spus, în 2008 și în administrație în 2012. Fiind convins că pot să fac pentru orașul nostru ceea ce trebuie, adică din prisma, sau cu ideile unui administrator de succes. Și astăzi consider că varianta optimă pentru, sau sigură pentru o persoană care să acceadă în această funcție de primar și de conducător al localității este un om de afaceri de succes și consider că tot ce am învățat pe pielea mea, am pierdut, că am câștigat, am avut o experiență totuși de mulți ani când am intrat la administrația publică, cred că a fost una de real folos pentru pașii care au urmat. Mergem mai departe cu dialogul pe care îl avem cu candidatul la fotoliul de primar al orașului Luduș, actualul primar moldovan Cristian. Domnule Moldovan, care este părerea dumneavoastră despre actuala conducere a României? O întrebare pe care am adresat-o tuturor celor care vor să se prezinte în fața electoratului din Luduș. Da, păi sincer să vă spun, nu știu cine poate să aibă o părere bună despre actuala conducere a României. Aia nu înseamnă că vreodată o altă conducere a făcut diferența semnificativă, din păcate. Noi, România, suntem la ora actuală în această stare de dezvoltare, să nu spun dezvoltare, că nu este adevărată, dezvoltare destul de încinită față de celelalte țări ale Comunității Europene. Nu numai că venim dintr-o postură de țară subdezvoltată comunistă, care a înfrânat mult toată economia și dezvoltarea în general, dar, din păcate, politicienii noștri care au venit la conducerea țării după 89 nu au reușit să fie destul de aplicați pe ceea ce s-au interesați, pe ceea ce înseamnă dezvoltarea României. Și acest lucru mă refer în egală măsură atât la cei care vin din dreapta, cât cei care vin din stânga eșichelului politic. Pentru că vreau să vă spun, deși unii spun că stânga a condus România foarte mult sau numai stânga a condus România, este total greșit. În egală măsură, România a fost condusă de stânga și dreapta și este bine că se întâmplă acest lucru, pentru că alternanța la putere este o condiție a democrației și ca atare nu este rău că se întâmplă lucrul acesta. Din păcate, nici stânga, nici dreapta nu a reușit să facă proiecte, să ia decizii semnificative în favoarea României și a românilor. Aici nu pot să spun că unii sunt mai buni ca ceilalți, dar totuși, în ultima perioadă, trebuie să ne reamintim cu toții că s-au încercat ca să ia niște măsuri împotriva multinaționalelor și împotriva atâtor și atâtor
investitori mari care scot foarte mult profit din orașul nostru, nu s-a, din orașul nostru, din țara noastră, nu s-a reușit acest lucru, și s-a încercat. Eu cred că trebuie să ne reîntoarcem la această idee, chiar dacă astăzi guvernul nu o promovează deloc, din potrivă, am impresia că stimulează sau încurajează mai mult investițiile străine decât investitorii români. Și asta o spun de statistice. Adică nu este normal deloc ca investitorii români care derulează o cifră de afaceri de 20% din PIB-ul României să plătească mai mult impozit la stat, mai multe dări la stat, decât ceilalți care derulează 80% din PIB-ul României. Este total anormal ce se întâmplă, se întâmplă în România de astăzi, au spus-o conducătorii, unii dintre conducătorii români care au fost până la această guvernare și din păcate nu au fost înțeleși. Dar să revin, eu nu sunt mulțumit în totalitate de nici unii. Eu văd ce înseamnă administrație locală și mai puțin cunosc ce înseamnă administrație centrală, dar după cum am expertiza asta locală, eu cred că se puteau face mult mai multe pentru România. Dar România are o problemă mare care nu a reușit nimeni să o rezolve. Este în situația fătului născut cu două moașe, adică rămâne cu umbilicul netăiat. Și vă spun și vă explic de ce. Noi suntem o republică semi-parlamentară. Adică nu suntem nici o republică parlamentară, nici prezidențială. Și eu cred că cea mai mare problemă noastră este aici. De aici ne revin toate celelalte urmări negative. Adică nici unii dintre cei care au fost la conducerea țării nu aveau puterea deplină. Foarte rar, de-a lungul istoriei României recente, de după 89, s-a întâmplat ca atât premierul cât și președintele țării să fie dintr-un partid. Deci asta este cea mai mare problemă a noastră, a României de astăzi, și eu cred că până nu se rezolvă această problemă, noi nu vom avea șanse de dezvoltare reală. Adică până nu știi că puterea este la cineva anume sau la o persoană sau la un partid politic, nu ai cum să ceri, nu ai cum să responsabilizezi, nu ai cum. Noi întrebăm pe români de astăzi cine este responsabil pentru subdezvoltarea țării noastre. Și unii spun că responsabil este președintele României sau președintele României. Unii spun că sunt partidele politice, unii spun că sunt reprezentanții acestor partide, premierii. Și nu știm de cine este responsabil să tragem răspundere. Deci, cu părerea mea, că toate prerogativele puterii trebuie dat unei singure formațiuni politice, unui singur om, în cazul dacă se alege să fie republică prezidențială, adică să fie unul responsabil, adică noi nu știm niciunul dată cine e responsabil pentru insuccesele noastre. Deci, domnule, trebuie clar să avem un singur conducător. Ăla să fie ori președintele, ori premierul. Ca în toate țările, dacă ne uităm un pic în Occident, în toate țările dezvoltate, există chestiunea asta. Adică nu o parte a puterii și mai cea mai importantă din punct de vedere a siguranței, din punct de vedere al influenței, este în mâna președintelui, și cealaltă parte a dezvoltării reale a țării noastre, economice, sociale și multe, multe altele, culturale, sportive și așa mai departe, toate domeniile de activitate, este în altă parte. Ca atare, am văzut ce se întâmplă când acești doi poli de putere se află în direcții total diferite sau în șichere total diferite, clar este duce la acest lucru, duce la subdezvoltare. Adică fiecare înfrânează pe celălalt și succesul sau insuccesul îl trăiesc românii. Și de prea mult timp, și eu zic că se facă ceva în acest sens, dacă tot am ajuns la o politică la nivel național. Mergem mai departe cu întrebările adresate candidatului pentru primăria orașului Luduș Moldovan, Ioan Cristian, de fapt actualul primar. Considerați că programul Partidului Social Democrat din Luduș va reprezenta și pentru următorii ani o continuitate a ceea ce dumneavoastră doriți să faceți pentru oraș, și cu această ocazie chiar vă rugăm să ne prezentați pe scurt câteva dintre proiectele pe care le aveți, dar și colegii cu care lucrați. Da, deci consider că este mult mai ușor unui administrator să continue decât să înceapă un lucru nou. Consider că echipele cu care am reușit să
facem ceea ce s-a văzut pentru orașul nostru, sunt unele performante, atât la nivel administrativ, cât și la nivel politic, vorbim de Consiliul Local. Cred că împreună vom reuși să facem multe pentru orașul nostru în continuare, să ducem aceste proiecte pe care le-am început la bun sfârșit și să accesăm proiecte noi. Pentru că urmează din anul viitor două exerciții financiare noi, atât la Comunitatea Europeană cât și la Guvernul României și trebuie să fim pregătiți cu proiecte care să fie viabile, care să fie de nerefuzat la finanțare. Ne ocupăm de acest lucru și dacă tot m-ați întrebat pe proiectele viitoare, pot să vă spun că prioritatea mea numărul 1 pentru mandatul viitor este dezvoltarea economică a orașului și cum pot face cel mai bine acest lucru prin construirea unui pod nou peste râul Mureș în zona industrială. Deci trebuie neapărat să separăm zona industrială a traficului greu în zona industrială de centrul orașului și de dezvoltarea, de înfrumusețarea orașului. Adică dezvoltarea economică este una și dezvoltarea sănătoasă, frumoasă a orașului este alta. Deci trebuie să avem un aer mult mai curat în centrul orașului și în tot orașul, în centrul orașului. Trebuie să avem o zonă industrială separată ca atare, bine dezvoltată și un pod ne va rezolva nu numai devierea traficului din centrul orașului, dar și o șansă nouă de dezvoltare zonei industriale ca orașului nostru și deci zonei economice. Și să știți că după dezvoltarea zonei industriale sau prin dezvoltarea zonei industriale înseamnă prin aducerea de noi investitori la Luduș se creează o competiție pe piața forței de muncă, ca atare vor crește instant și normal și veniturile ludușenilor, că până la urmă revin unde am spus, în primul rând vreau să crească veniturile ludușenilor și vreau ca ludușenii să aibă o viață din ce în ce mai bună. Și nu numai acest lucru, pentru că toți ludușenii au copii, copiii noștri pleacă la studii în afara orașului nostru, pleacă în centre universitare, chiar poate în altă țară, dar pentru a decide ca ei să vină acasă, trebuie să le oferim condiții și eu cred că putem face acest lucru. Deja am pune primele semnale din această privință, adică sunt tineri care se întorc în România din alte țări, sunt tineri care vin acasă după o perioadă de un an de zile de școlarizare și văd lucruri noi, le apreciază, spun că din anumite puncte de vedere noi stăm chiar mai bine orașul nostru ca orașele în care își desfășoară activitatea unde sunt la facultate și am toată încrederea că voi reuși în timp, dacă bineînțeles ludușenii îmi acordă această șansă, să dezvoltăm orașul astfel încât să fie o alternativă pentru o viață bună, adică să vină tineri să-și construiască o familie aici, având acces nu numai la un loc de muncă bine plătit, dar un stil de viață sănătos, având acces la cultură, având acces la condiții de a face un sport de performanță, având acces pe noua autostradă, ajungând rapid la cele două orașe apropiate, mari orașe apropiate, Târgu Mureș și Cluj, și ca atare, cred că prin poziționarea geografică, prin ceea ce vom face noi aici pentru Dușenie, va fi un punct în care să spună Ludușeanu vreau să mă întorc și vreau să întemeiez o familie și pentru că zona asta este o zonă locuibilă, adică o zonă în care nu numai ludușenii să-și dorească să locuiască și să-și întemeieze o familie. Deci un om are nevoie de o echipă. Cu siguranță nu poate să înlocuiască o echipă. Un om nu poate face niciodată cât poate să facă o echipă. Categoric de aceea, eu vreau să vă prezint echipa noastră de consilier local și nu rog, îndemn ludușenii și rog pe ludușenii să voteze această echipă pentru că am nevoie de o echipă performantă, o echipă care are deja o expertiză asupra ceea ce trebuie făcut în Consiliul Local, o echipă care să garanteze dezvoltarea orașului nostru în continuare. Am încercat să aduc oameni cât mai bine pregătiți din cam toate domeniile de activitate. Îi nominalizez aici, am încercat să aduc și femei în această echipă, am încercat să aduc și
tineri în această echipă, să dăm un trend de înnoire și acești tineri să învețe de la cei care au experiență, să învețe să lucrurile bune, nu lucrurile rele, și să reușim să avem o continuitate și pe această echipă care este, cum vă spuneam, mai importantă ca orice. Bineînțeles că lista de consilieri începe cu mine, ca și pentru care că nu reușesc de primar categoric, voi reuși să fiu consilier local. Deci Moldovan Ion Cristian e primul pe listă, locul 2, Ludilă Marius. Urmează, este un băiat tânăr, este administrator public, a demonstrat deja că învață și că este capabil. Vine deja un băiat cu experiență, Totu Daniel, după aceea Bania Adrian, Petac Carmen, Uia Giru Virgil, care e reprezentant al comunității din Gheja, Ciucă Claudiu, Șofron Alina, Stan Emil, Orosfoian Ioan Marcel, iar un tânăr venit promovat, Orban Carol Tiberiu, Herța Emanuel, iar un tânăr promovat, Luca Cornel, Rotar Gabriel, Voitoș Cornel, Covaci Laurean Vlad, Anca Rad Dorin, Năsălean Alina, Căpușan Sebastian, Oroian Aurica, Stoica Andonic și Călugăr Daniel, fiind al 22-lea pe listă, un băiat iar cu experiență și care cred că poate să închidă lista onorabil pentru orașul nostru. Sarea și piperul fiecărui interviu de prezentare a candidaților pentru primăria orașului Luduș este următoarea întrebare, domnule Moldovan Cristian. Dacă ar fi să alegeți un sport în care considerați că i-ați învinge pe contracandidații dumneavoastră, care ar fi acela și de ce? Sport, mi-aș dori să concurez într-un sport administrativ. Dacă la administrația locală putem considera un sport, atunci să o concurăm așa, pentru binele rudușenilor. Dar dacă este o întrebare așa de destindere, acum la final de interviu, eu am făcut sport de performanță, mai sunt încă doi candidați care și ei au terminat facultatea de sport, așa că putem face o competiție frumoasă. Important să dictăm ăsta fair play, să existe la toată lumea și să ne rezumăm în această campanie, și în mare parte s-a întâmplat, să ne rezumăm la ceea ce putem face pentru dușeni și să purtăm mai puțin grija celuilalt din celălalt competitor. Deci noi, unii dintre noi, înțelegem că nu trebuie să spunem nimic rudușenilor ce vrem să facem pentru ei, ci trebuie să atacăm pe ceilalți care concurează. Deci acest lucru mi se pare lipsit de fair play, dar eu cred că fiecare pasăre moare pe limba ei, cum e vorba asta românească, foarte veche și de cele mai multe ori autentică. N-ați precizat sportul. Deci am făcut judo ca sport de performanță. Am terminat o facultate cu specializare a judo și am făcut judo la nivel înalt. Eu am multe competiții finale naționale participant și am, în ultimii 2 ani de activitate, am fost sportiv la Rapid București în Liga Națională, fiind participant în Liga Națională. Deci, ca atare, pot să provoc, așa, fiind o glumă la acest sport, dar, până la urmă, fiind cu facultatea terminată, mie mi-a plăcut foarte multe ramuri de sport, ramuri sportive în facultate, care le-am învățat acolo, unele care le-am practicat înainte. Îmi plac sporturile colective, îmi plac și sporturile individuale, practic schiul cu drag și mă duc în fiecare în ultimii ani, mă fac câte un concediu de iarnă la schi cu familia și mă simt foarte bine. Asta e pentru mine cel mai important și cel mai frumos concediu, pentru că este unul activ. Este unul activ și îmi place activitatea fiind din domeniul ăsta. La final, domnule Moldovan Cristian, mesajul candidatului Moldovan Ioan Cristian pentru ludușeni, posibil alegători ai dumneavoastră. Deci eu mi-am ales un slogan care înseamnă încredere, sau care îmi spune încredere, siguranță, viitor.
Eu cred că dacă primesc încrederea lușenilor și muncesc pentru asta în campanie, adică rog lușenii să-mi acorde încrederea pentru încă un mandat, pentru a avea siguranța ca aceste proiecte pregătite pentru Luduș să fie bine, adică să fie duse la bun sfârșit, de a avea siguranța dezvoltării orașului nostru în general, de a avea siguranța creșterii bunăstării ludușenilor în special, bineînțeles toate acestea făcându-se în viitor. Așa că mulțumesc de pe acum ludușenilor dacă vor da votul, dacă consideră că trebuie să conduc acest oraș pentru următorul mandat, luăm angajamentul că voi face tot ceea ce îmi stă în putință, atât pentru dezvoltarea și înfrumusețarea orașului, cât și pentru creșterea bunăstării fiecărui ludușean. Vă mulțumim și vă dorim mult succes! Mulțumesc!